Park, orașul Montreal. Printre multe alte tobogane și obiecte de joacă pentru copii și maturi, acolo mai îndeal se vinde marihuana la Montreal. Orice montrealez cunoaște despre asta. Eu n-am de unde să știu, un prieten mi-a zis. Iată, eu n-am încercat. Pe lângă multe alte obiecte de joacă, există așa ceva. Un soi de punct muzical de distracție. Gata, oprește. Și jos este un stativ. Stativ pentru note, de la Koenig & Mayer. Nu știu, el cred că e vreo 30-40 de bucks, cât costă el. Stativ, iaca. Nu-i nimeni, jurul meu, stau un stativ de note într-o zonă în care este așa ceva, care nici măcar nu e instrument muzical de facto, da? Wow! Moldovanul post-sovietic din mine, încă o leacă medieval, zice stativ de note și găselniță trebuie de privatizat. Da? Nu, tăteț așa ar fi zis, la filat până la... Dar moldovanul reformat zice wow, stativ de note, dă și-o-i faci un video și după ce întrerup video, după asta să-l iau în mașină, în bagajnic. Mă, nu zici slănimi, ui! Ți-a înțeles, nu? Andrei? Asta nu te aparține, pune la loc!